Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Gherța, iar în această seară vă prezint o ediție specială. Așa cum pandemia a influențat direct asupra dezvoltării și stabilității sectoarelor prioritare ale țării, vom discuta în această seară care sunt soluțiile propuse de autorități pentru a depăși provocările. Invitatul meu este președintele țării, Igor Dodon, de la care așteptăm răspunsuri directe la întrebări care ne frământă pe toți în egală măsură. Bună seara, domnule președinte, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Domnule președinte, mandatul dumneavoastră a fost unul plin de provocări, pandemia... Încă este. Și încă este. Păi da, dar uite că suntem la final de mandat, deci 4 ani ați fost în această funcție și, cum spuneam, a fost plin de provocări. Chiar dumneavoastră ați menționat de nenumărate ori că în primii 2 ani nu ați putut să funcționați la 100% din cauza politicului, iar acum din cauza pandemiei, din păcate, de COVID-19. La peste 6 luni de la primul caz de COVID-19, puteți să ne ziceți dacă ați fi procedat în unele situații altfel sau se putea și mai bine? În primul rând, în ceea ce ține de mandatul de președinte, consider că a fost un mandat dificil, dar un mandat cu rezultate. Noi am discutat în cadrul unei misiuni aici în platou, câteva săptămâni urmă, despre mandatul care a fost, provocări, și nu vreau să mă opresc din nou. Dar, într-adevăr, acest an este un an cu provocări enorme pentru Republica Moldova. Este vorba și de COVID și este vorba și de secetă. Și suplimentar încă avem și acest ciclu politic, alegerile prezidențiale, care nu sunt o provocare pentru oricare societate și este o nouă situație așa de destabilizare politică, să o numim, pentru că se încep luptele electorale. Dacă este vorbim de COVID, în luna martie, când a fost primul caz atestat în Republica Moldova, mi-aduc aminte, datele de 7-8 martie, primul și s-a pornit mai departe, eu cred că nimeni, nici în Republica Moldova, nici în alte state, nu puteau evalua că va avea așa trend ascendent și va dura atât de mult. Din nou, eu sunt sigur că nimeni nu credea că o să dureze atât și nicio țară nu a fost pregătită pentru COVID. Nici Republica Moldova nu a fost. Eu lucrul ăsta îl spun în fiecare zi medicilor cu care mă văd. Eu am luat decizia și am înmânat peste 500 distincții la medici. Apropo, nu a fost niciodată așa, pentru că la un sector, printr-un decret, se acordă atâtea distincții și eu discut cu ei și le aduc sinceri mulțumiri, pentru că Republica Moldova, poate din regiuni sau din țările din vecinătate care merge spre UE, era cel mai slab pregătită la capitolul domeniul medical. Și mă refer aici nu la profesionalismul medicilor, mă refer la dotarea spitalelor, mă refer la reforme care au fost parcursul ultimilor 10 ani și anterior au fost unele reforme care nu tocmai au adus beneficii. Mă refer la medicamente, la lucruri simple, măști și așa mai departe. Lucrurile astea nu erau în spitale. Și de aceea că noi, în Moldova, autoritățile nu eram gata. Era exact aceeași situație în toată lumea. Vă amintiți cum unii țări mai dezvoltate furau partidele de măști de la unii la altul, plăteau bani în aeroport și pur și simplu avionul zbura în altă parte. În pofida unei situații foarte dificile la sistemul medical, repet, cu spitale neechipate, cu medici cu salarii mici, noi am reușit, totuși, având foarte multe cazuri de infecție. Avem un indicator care arată cât de profesioniști au fost medici. Acest indicator este rata mortalității din numărul total de infectați. Adică avem, de exemplu, 40 ceva de mii de infectați, câți au decedat cu regret din cei care au fost infectați. Păi, în Republica Moldova această rată este de 2,6%. Vreau să spun că media europeană este de 5,1%. În Italia este de 12-13%, în România este de peste 4%. Și mulți își pun întrebarea, eu când vă spun sincer, noi discutăm cu foarte mulți ambasadori, parteneri externi, chiar și unii din opoziție care ne critică. Îi spun, faptul că ați putut să mențineți situația și să aveți un indicator atât de jos a mortalității, se datorează în primul rând medicilor, profesionalismul medicilor. Eu consider că până la această etapă, în pofida dezbaterii în societate sunt foarte multe, astăzi avem un număr record de cazuri înregistrate într-o zi, în pofida la toate acestea, trebuie să le spunem mulțumesc medicilor,
care au făcut tot posibil și fac tot posibil ca cât mai să avem această rată mică de mortalitate din cei infectați. Pentru că infectați, cu regret, vor fi în continuare. Până când nu vom avea un vaccin care va fi posibil de administrat pentru cetățeni, pentru că este vorba de, știți, să discută vaccin rusesc, chinez, american și mai departe, un vaccin care să fie autorizat la nivel internațional și să dăm posibilitatea populației să vaccineze. El nu trebuie să fie obligatoriu, eu ce vreau să punctez încă o dată, el trebuie să fie la dorință, la alegerea cetățenilor, dar până când va fi un vaccin accesibil în Republica Moldova, noi ne vom confrunta cu astfel de cazuri. Dar vă întrebam la nivel de deciziile luate de autorități, dacă în unele situații se putea mai bine și dacă s-ar fi reușit nu doar să ne bazăm pe profesionalismul medicilor, de care au dat dovadă, uite, în această perioadă de 6 luni de zile, dar și de deciziile asumate de guvernare. Eu cred că e ușor, știți, este vorba în limba rusă, каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. E ușor să stai pe marginea dealului și să strigi că voi face asta corect, asta nu corect. Pentru noi a fost un lucru nou. Pentru oricare, și pentru medici, pentru președintele țării și pentru prim-ministru. Acum când te uiți în urmă, bine, ce am fi făcut noi mai repede sau am fi luat alte decizii? Poate nu trebuia atât de multe restricții în domeniul economic. Părerea mea, eu spun acum ca economist, ca persoană care ține la tot ce se referă la sectorul real al economiei. Pentru că în aprilie și mai au avut de suferit mii, zeci de mii de agenți economici, care mulți dintre ei încă nu și-au revenit. Poate acolo trebuie să fim nu atât de duri. Cu toate că specialiștii spun că corect am făcut, pentru că am permis sistemul medical să fim pregătiți de următoarele valuri, când a crescut brusc numărul de cazuri. Eu nu sunt de acord cu cei care spun că trebuie urgent să introducem restricții mai dure acum în economie și în viața publică. Vă spun de ce. Pentru că introducerea unor restricții mai dure acum în economie ar crea condiții dificile pentru sectorul real al economiei, pentru agenți economici care și așa se ciocnesc de o criză economică fără precedent pentru Republica Moldova din ultimii ani. De aceea eu consider că mai bine să investim în sectorul medical, să facem față acestui număr destul de mare de cazuri, decât să introducem restricții. Economia trebuie să meargă înainte, oamenii trebuie să aibă loc de muncă, oamenii trebuie să câștige, să primească acest salariu pentru a întreține familia sa. Dar noi trebuie să investim în sectorul medical ca medicii să fie pregătiți. Da, din punct de vedere economic, deci nu suntem gata pentru a reveni la restricțiile care au fost anterior. Dar așa cum ați menționat și dumneavoastră, astăzi a fost înregistrat, din păcate, un număr record de infectare cu COVID-19, 786 de persoane. Sunt aproape 1000. Și este grav. Și vreau să vă întreb acum dacă avem resurse suficiente, atât umane cât și tehnice, astfel încât să facem față acestui număr. Eu, înainte de a veni la această emisiune, am discutat cu Ministrul Sănătății și vreau să vă asigur că sistemul medical din Republica Moldova face față acestei provocări. Nu este simplu, dar nu este o catastrofă și putem face față în continuare. Numărul de cazuri se majorează, pentru că noi am majorat și numărul de testări și probabil cunoașteți, domnul ministru a declarat, doamna Dumbrăveanu, că se majorează capacitățile laboratoarelor pentru a face și mai multe teste. O să ajungem la 4-5 mii de teste pe zi, acum se fac 1,5-2, mi se pare că, dacă nu greșesc. Deci evident că vor fi cazuri și trebuie să fim pregătiți de acest lucru. Însă cel mai important este, unul, cum sistemul medical face față acestui număr mare de cazuri. Aici mă refer la locuri în spitale, pentru cei care sunt gravi. Aici mă refer la echipamente, medicamente și la medici. Cu aceste trei elemente importante, noi acum facem față. Elementele de ce le avem asigurate pentru o perioadă? Ele sunt asigurate pentru următoarele câteva luni fără nicio problemă și se actualizează săptămânal în funcție de cum evoluează situația. Noi suntem permanent în discuții cu colegii de la guvern. Știți că acest subiect este și în vizorul Consiliului Suprem de Securitate. Noi foarte atent urmărim tot ce se întâmplă în domeniul sănătății populației. Eu înțeleg că aceasta este preocuparea numărul 1 la populație. Eu știu că cei care ne privesc acum, de la sat, de la oraș, pe dânsi cel mai tare afectează acest lucru, pentru că dacă în luna martie, aprilie, credeau că e ceva acolo, nu știu unde, virusul acesta, dar acum, după ce au avut rude alături,
colegi de serviciu. Eu cred că în cercul oricărui, probabil și în jurul dumneavoastră, aveți cunoscuți care cu regret au trecut prin acest COVID. Eu am zeci de persoane și de la serviciu și din rude care au trecut prin această pandemie. Deci vreau să-i asigur pe cetățeni că noi vom face tot posibil, tot posibil și vom ține piept și în pofidă la tot. Repet, noi am moștenit acel sistem medical care l-am moștenit. Mă refer la actualul guvern. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Dar l-am moștenit așa cum este. În pofida secetii, o altă provocare pentru anul curent. În pofida unui buget auster, noi vom face tot posibil și vom ține piept la tot ceea ce ține de sănătatea publică. Pregătim unele acțiuni, probabil ați auzit de o inițiativă a guvernului în ceea ce ține de medicul electronic sau la domiciliu, care se implementează deja. Apropo, municipiul Chișinău, domnul primar general deja a lansat această inițiativă. Sunt mai multe lucruri care se implementează și, încă o dată repet, vom face tot posibilul pentru a gestiona situația. În cazul medicinei, lucrul la distanță complică un pic situația dintre tratament și medic. Acolo sunt câțiva indicatori. Eu m-am documentat, nefiind medic de profesie, sunt câțiva indicatori care se introduc de către pacient, care deodată dau niște coduri pentru medici care știu trebuie să vină urgență sau ce trebuie să se întâmple. E o sistemă destul de bună care funcționează deja în municipiul Chișinău. Deci funcționează linia roșie, galben, verde, cam asta cum ar fi în mai multe instituții. Am înțeles acest lucru. În mai multe țări, deci nu este doar în Republica Moldova că numărul de cazuri crește de la o zi la alta. Acest lucru se întâmplă și în Uniunea Europeană. În mai multe țări, de exemplu, Israelul în această săptămână a intrat în carantină generală. Pentru Republica Moldova ați menționat că nu este necesar sau nu vedeți... Eu nu mi-aș dori acest lucru. Nu v-ați dori acest lucru și dacă va fi necesar să fie reluate acele restricții, la care vom reveni? Aceasta este, dacă va fi, aceasta va fi o decizie care poate să o ia doar Parlamentul, pentru că starea excepțională se decretează, anunță prin hotărârea Parlamentului. Deci, dacă parlamentarii, dacă deputații vor găsi de cuviință să vină cu astfel de inițiativă și ea va fi votată în Parlament, atunci se va institui starea excepțională, așa cum am avut în luna martie, aprilie, mai, maxim 60 zile se introduce și atunci intră în vigoare toate restricțiile care sunt impuse mai departe de autorități. Dar, repet, foarte mult sper că noi nu vom ajunge la o astfel de situație. Noi nu putem stopa tot ce țin de economie. Și nu aș vrea din nou să îi impunem pe oameni să stea doar în case. Dacă va fi necesar, în sectorul educației, să luăm anumite decizii, ele pot fi luate. Noi la această etapă, după cum cunoașteți, am decis să fie luate decizii pe fiecare instituție, localitate separat. Atunci când vedem că sunt mai multe cazuri în instituție, intră în carantină. Pentru ca să nu deja avem... s-a întâmplat acest lucru, avem mai multe, instituții, mai multe instituții care au intrat în și este în o decizie corectă care se ia conform protocoalelor care au fost întărite. Să nu oprim tot sectorul de învățământ din țară, atunci se ia cazuri concrete pe instituții. Dacă vedem că aceasta va lua amploare mai mare, atunci decizia de la guvern poate fi luată și pentru întreg sistem. Dar, din nou, eu nu cred că elevii și-ar dori și părinții acum să sistem procesul educațional și să revenim la online doar. Cu atât mai mult că în luna noiembrie sau când, la sfârșitul octombrie iau vacanța de toamnă. Așa că eu cred că o să mergem cu acele abordări care le avem la această etapă. Nu ne-am dorit și nici nu ne-am dorit să ne îmbolnăvim. Acesta este cel mai mare pericol și dacă tot... De ce trebuie să respectăm? Exact asta se întâmplă în prezent în instituțiile de învățământ din țară? În marea majoritate acest lucru se întâmplă, și obțin ceea ce am văzut și eu, fiind în mai multe instituții. Ca și mulți din cei care ne privesc, avem copii la școală, eu am doi copii la școală, doi băieți și un băiat merge la grădiniță în fiecare zi, știu care sunt măsurile întreprinse acolo, eu știu că se face tot posibil pentru a evita o îmbolnăvire masă, o pandemie masă în sectorul educației. Și eu sper foarte mult că avem șansă să evităm sistarea totală în procesul de învățământ. În timpul vizitelor dumneavoastră pe care le efectuați, iată, zilnic,
în diferite localități. Una dintre locații ar fi punctul medical sau spitalul. Ce vă spun medicii, cei care sunt în contact direct și luptă cu această pandemie de COVID cu bolnavii? Eu practic am fost în toate spitalele raionale din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 5-6 luni. Și eu cred că acest lucru este unul corect. Nu prea sunt încântați cei din jurul meu, pentru că spun că mă supun riscului atunci când sunt într-un spital unde este COVID. Acum COVID, practic, sunt în toate spitalele. Dar eu mi-am pus ca scop să intru, să încurajez medicii. Pentru că când medicii văd că prima persoană a stat, președintele țării, conducerea țării, vine la ei la locul de muncă, discută cu ei, așa, discutăm. Ei ne povestesc că sunt probleme, nu sunt. Asta e o motivare pentru ei. Suplimentar la motivarea cu care eu am venit, știți că anul 2020 l-am declarat anul lucrătorului medical. Și în acest an noi am ieșit cu inițiativă de dublarea salariilor la medici. Și începând cu 1 septembrie, unii nu credeau. Eu când am lansat această inițiativă în luna iunie, eu doar aud ce să vorbești pentru mine. Ei, cred că să alegești, că am lansat inițiativa de dublare a salariilor. Și atunci când la 1 septembrie a intrat în vigoare prima etapă, 30% majorarea salariilor la medici, noi într-un an de criză am găsit peste 300 de milioane de lei care le-am dat în sectorul medical la salarii și la 1 ianuarie a doua etapă, încă 30%. Situația și atmosfera în sectorul medical s-a schimbat. Ce spun medicii la întrevederile care le avem? Evident că ei speră foarte mult că noi vom veni cu investiții mai majore în domeniul medical. Eu vreau să spun că comparativ cu state, cu medicină mai dezvoltată, cu salarii mult mai mari, noi practic nu am avut cazuri, cel puțin masive, că medicii refuzau să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu. Eu știu mai multe țări europene, ați văzut și chiar și la vecini în România. Că în unele spitale, secții întregi, medicii spuneau că noi nu vrem să îndeplinim obligațiunile și să dăm într-o parte. În Moldova, în țara noastră, acest lucru s-a întâmplat noi la început? Avut. În Republica Moldova s-a întâmplat acest lucru? Au fost cazuri unitare. Unul, două cazuri care au avut loc în Republica Moldova. Dar masiv, ca medicii să refuze și să-și îndeplinească obligațiunile de servicii, nu au avut și pentru aceasta tot respectul. Patrioți, profesioniști, care în pofida, repet, motivării foarte joasă care era, condițiilor foarte proaste de muncă, au rămas în prima linie și au ținut piept aceste pandemii și luptă în continuare pentru noi, pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Dar în afara de pandemie, ce alte dificultăți întâmpină medicii? Și uite, vă spun că sunt necesare asta, avem nevoie de medici, de familie, avem nevoie de profesioniști în localități, în zonele rurale, de exemplu. Sunt câteva probleme majore în sectorul medical. Din nou, nu sunt eu ministrul sănătății să dau o diagnoză mai detaliată, dar sunt câteva probleme. Prima, asta e problema cadrelor, pentru că foarte mult tineret care absolvește Universitatea de Medicină din Chișinău pleacă în străinătate la muncă. Și doar cazuri unitare, dacă vorbim de localitățile rurale, cazuri unitare când tinerii medici pleacă în teritoriu. Cu toate că noi le-am oferit în acest an, am majorat de la 40.000 sau de la 30 la 100 și 25-130.000 plata de la stat, așa numit primii bani ca să-și iau locuință, care statul îi dă banii aceștia, numai el dacă merge în localitatea rurală să muncească pentru medici. Noi lucrul ăsta l-am făcut în acest an, în 1 ianuarie, la inițiativa mea. Dar prima problemă este cadrele. Și pentru a hotărâ această problemă, noi am venit cu câteva soluții. Dublarea salariilor, pe de o parte. Pe de altă parte, am convenit cu guvernul că rezidentura pentru cei care vor să absolvească Universitatea de Medicină trebuie să o facă în Raioane, să meargă în Raioane acolo. Poate acolo ori găsi posibilitatea să prindă rădăcini. A doua problemă majoră este tot ce ține de utilare. Sunt spitale foarte bine utilate, performante. Sunt spitale care au rămas cu aparatul de rentgen că din anii 60. Eu am întâlnit 5 sau 6 spitale doar în zona centrală. Și acolo trebuie urgent devenit cu investiții. Și a treilea problemă este accesul populației la nivel de sate. Pentru că la noi ce s-a întâmplat? În ultimii 10 ani, pe timpul a două guverne, nu o să numesc care guverne, a venit cu inițiativa de optimizare a spitalelor, de închidere a spitalelor regionale. Ne mai vorbit de punctele medicale la nivel de sate. Și oamenii spun, domnul, e foarte bine, dar noi, ca să ajungem la raion,
Dar noi avem niște probleme urgente, cel puțin temperatură, pastilă, tensiune. De ce nu avem un punct medical în localitate? Și eu cred că noi o să lansăm un program național, eu l-am elaborat deja, pentru anul viitor, pentru aceste trei niveluri, spitalele sau punctele medicale, centrele medicale sătești, ele trebuie să fie în fiecare localitate, în fiecare primărie, ele trebuie să fie dotate cu automobil obligatoriu, și nu e vorba de multe, sunt 900 deci, de primării. Deci soluțiile sunt, urmează să fie implementate acum, deja. Acum să vă spun etapele. La nivel de localități, punct medical, dotat cu automobil, cu specialist, și cu, trebuie să aibă un cabinet, trebuie să aibă locații. Sunt 898 de primării, sunt 900 de automobile, nu este problemă. Lucrul ăsta să-l hotărăm într-un an, doi. La nivel raional, toate spitalele raionale trebuie să fie stopat procesul de optimizare, trebuie de făcut investiții, dotate și asigurate cu medici. Și la nivel regional, de făcut câteva centre naționale, regionale, care ar putea face investigații mai profesioniste, unele operații mai profesioniste pentru necesități. Aceasta va fi strategia. Și aici vor fi necesare investiții foarte mari. De unde? Deci aveți soluția, dar deja ați implementat sau începeți un plan de acțiune propriu-zis? Știți, când la începutul anului am venit cu unele propuneri cu pensiile, cu drumurile, erau foarte mulți sceptici care spuneau că nu o să fie bani și o să vedeți că Domnul promite, dar nu o să fie nimic anul acesta. Uitați, în anul acesta 2020, cu criză, cu secetă, cu pandemie, noi am găsit suplimentar 1 miliard de lei pentru pensionari. Noi, la pensionari care au mai puțin de 3.000 de lei, le-am acordat 700 de lei la începutul anului și de la 1 octombrie să primească încă 900 de lei. 1.600 de lei pensionarii cu pensii mici. Dacă o să luăm 660.000 de pensionari, este 1 miliard de lei. În condiții de secetă, în condiții de criză, în condiții de tot. Noi am găsit suplimentar 300 și ceva de milioane pentru salarii la medici. Noi am găsit suplimentar peste 100 de milioane am dat la profesori, pentru că acum ei fac ore în două schimburi și muncesc mai mult. Noi nu am oprit niciun proiect de investiții în drumuri bune. Uitați, în toată țara merge reparația drumurilor. Așa că și pentru aceste proiecte, atunci când noi le-am elaborat, evident că noi știm de unde o să găsim mijloace, știm cu ce parteneri o să implementăm unele proiecte de dotare spitalelor și suntem ferm convinși că avem experiența necesară și suntem oameni responsabili pentru a implementa. De ce este nevoie pentru ca implementarea lor să fie cu adevărat realizată? Ce ar împiedica, de exemplu, realizarea? Dar nu doriți să fie implementat? Adică haideți să luăm-o așa mai general. Eu îmi general. Doresc multe. În toate domeniile. Haideți să încercăm să trasăm așa un obiectiv foarte clar pentru cetățenii care ne privesc. Ce vrem noi ca cetățenii acestei țări? Nu vorbim de președinte, de poate că ne-ați spus medicii ce vă zic atunci când vă întâlniți cu ei, dar inclusiv în aceste vizite vă întâlniți și cu oamenii. Ce spun ei și care sunt soluțiile care vin din partea oamenilor? Eu la asta vreau să vă duc. Ce ne dorim noi ca cetățenii acestui stat? În primul rând, ce avem? Și ce ne dorim? Noi avem 29 de ani de independență a statului Republica Moldova. Când a fost această independență, eu eram încă la școală, cred că așa dumneavoastră. Dar noi, părinții noștri, au ieșit în piață, mari naționale, și s-au bucurat pentru independență. Noi avem 29 de ani de independență. Asta e foarte bine că avem țara noastră. Dacă uitați-vă, astăzi eu am luat cuvântul la Asambleea Organizației Națiunilor Unite, sunt mii de popoare în lume și doar câteva, până la 200 sau câteva, circa 200 de popoare își au statul lor. Noi avem statul nostru. Moldovenii își au statul lor. În această perioadă de 29 de ani, noi practic cu regret am distrus foarte multe sectoare. Noi am distrus agricultura. Noi, mă refer la Dodon sau cineva, s-a distrus agricultura când a fost programul Pământ și am împărțit tot parcele Pământul și le-au dat la tăți câte 30 de ani, câte 40 de ani și au făcut toți gospodari. Dar dacă nu consolidezi terenul, nu faci agricultură performantă. Noi am distrus industrie prin privatizare contra bunuri patrimoniale, prin fonduri de investiții. Noi am trecut câteva crize. Noi am pierdut o treime din populație. Tragedia națională a moldovenilor, pe lângă distrugerea agriculturii, economiei, este aceea că noi am pierdut o treime din populație. Noi am pierdut pe cei mai buni, au plecat din țară. E ca ceea ce avem acum. Ce vrem noi?
care e viitorul acestei țări? Evident, noi trebuie să o păstrăm pentru copiii noștri, ca acest stat să existe. Iată de ce eu am dispute foarte mari cu cei care vor lichidarea statului. Dar pentru ca el să existe, noi trebuie să asigurăm un viitor foarte clar acestei țări. Trebuie să fie o țară unde oamenii vor să trăiască, unde dumneavoastră vreți să trăiți, unde cei care au plecat vor să trăiască. Dar pentru ca ei să vrei să trăiască aici, noi trebuie să le creăm câteva condiții importante. Noi trebuie să le creăm locuri de muncă, bine plătite aici. Pentru aceasta trebuie să tragem investiții. Investitorii, pur și simplu, nu o să vină așa dacă nu o să ne lămurim cu corupția, cu reforma justiției, cu infrastructură. Noi trebuie să facem tot posibil să creăm condiții de trai normale, mă refer la social. Aici ne referim la grădiniți, școli, puncte medicale, exact despre ce am vorbit noi acum. Noi trebuie să facem tot posibil să avem o infrastructură bună la sate și nu doar la sate. Aici ai drumurile, aici ai apa canalizare, aici ai iluminare, aici ai salubrizare, gunoiului. Ia că ce vrem noi să creăm. Și acest lucru, credeți-mă, indiferent de politicieni, de stânga, de dreapta, de centru, de sus, de jos, marea majoritate a cetățenilor, 90-95%, ei anume așa vor să fie Republica Moldova. Eu pentru aceasta lupt. Eu consider că noi în ultimii ani, mai ales în acest an, când am avut o conlucrare foarte bună între instituțiile statului, între președinte, între speaker, între premier, între primarul general, Bașcanu Găgăuzi, e ca așa o echipă. Uitează ce schimbări spre bine sunt în Chișinău. De ce? Pentru că noi lucrăm într-o echipă. Noi în acest an, în pofidă la pandemie și la tot, am început să mișcăm lucrurile. Ăsta este obiectivul. Iar tot ceea ce acum campania electorală, că jos cu tare, sus cu tare, s-au săturat oamenii de sus jos. Vă spuneți concret ce vreți să faceți. Și nu mă treceți că unul dă pensia de 2000 minim, altul dă 2500, până nu-i dure nici în cot pe dânșa de pensionari. Când eu am propus anul trecut indexarea pensiilor de 2 ori pe an, nici unul, nici a doua, nici a treilea nu m-a susținut. Am uis mare rol. Deci noi avem o anumită experiență ce am făcut, oamenii au văzut, noi știm ce vrem să facem mai departe. Și o să continuăm. Oamenii își mai doresc siguranța ca toate aceste lucruri despre care ați vorbit atât de bine, că da, ne dorim drumuri mai bune, ne dorim salarii bine achitate. Sunt niște dorințe pe care oamenii le au deja de ani de zile și asta e că ne este frică să nu se mai lungească încă pentru câțiva ani toate aceste dorințe pe care oamenii tot să le zică, dar nimeni să nu îndeplinească. Dar deci trebuie... aici este... O secundă. Dar trebuie să judecăm după cei care încearcă să promită ceva, după ceea ce au făcut. Deci eu și-am adus mai întâi exemplele. Când decurs de un an de pandemie, de secetă, noi am reușit și uite ce am reușit. Eu în fiecare săptămână sunt câteva zile în teritoriu. Că mâine eu să plec la nord. Am la Fălești, am la Bălți câteva întrevederi. Eu văd cum toată țara este în șantier, se construiesc drumuri. Și asta e bine, în condiții de criză. De ce oamenii trebuie să judece? Băi, ce vrem să facem? Vrem să schimbăm ceea ce acum se face și vedem cum face. Și vedem cum oamenii știu cum și pot, în condiții de criză. Nu o să fie criză și mai răbdă să miște. Sau îi credem pe cei care ne promit cioara din nouri, și îi dăm pe ăștia într-o parte și încercăm cu alții. Asta oamenii se decide. Eu cred că oamenii înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă. Dar asta nu e de alegere, cum vorbim. Dați să dăm alegerile într-o parte. Dăm alegerile într-o parte și vorbim de fapt despre... O să reușim despre... să vedem sper. Deja am... Nu azi, la altă emisiune. Probabil. Vreau să ne referim și la informația care a fost prezentată de prim-ministru Ion Chicu la începutul acestei săptămâni, după ședința tradițională, referitor la modificări noi care sunt propuse în politica bugetară fiscală și mai ales despre anularea taxei pentru drumuri. Deci este o informație nu chiar nouă, s-a mai discutat până în acest moment. Asta e ideea mea de 2 ani urmă. Da, deci s-a mai discutat până în acest moment. Deci ce se va întâmpla? Deja apare problema, va trebui să achităm pentru combustibil cât un preț exagerat va fi sau va fi totuși un plafon? Această idee, eu am propus-o, această modificare, am propus-o câțiva ani urmă, după discuții tot cu cetățenii, unde chiar un bătrânel, o întrevedere, mi se pare că în Brăceni, în 2017-2018, îmi spune, domnul,
Uitați, eu am venit cu Jiguliul meu din anii 70, din satul Cutare, îmi pare că din la Lipcani venise, din orașul Lipcani. Am venit la întrevedere cu dumneavoastră în Briceni, sau alte culturi. Eu, Jiguliul ăsta meu, copeica asta, așa se numește la noi Moldoveni, o zăbudesc două ori pe an, sau de trei ori. Atunci când mă duc la cimitir, atunci când e sărbătoare, când pomenim morți. Și două-trei ori când am venit la o întrevedere să mă duc în centru raional. Dar mai mult eu nu utilizez automobilul. De ce eu trebuie să plătesc tehasmotru, cum spun ei, impozitul pe drumuri, ca și cel care el în fiecare zi merge cu automobilul? Și bătrânul ăsta are dreptate. De ce și-a apărut ideea, încă câțiva ani în urmă, pur și simplu, atunci nu mai au sânut, era parlamentul, guvernul, Plahotniuc și așa mai departe. Deci așa a apărut ideea să introducem, să scoatem taxa rutieră, să vedem care ar fi calculul per litru de benzină motorină, să includem această taxă, acest impozit care e necesar pentru întreținerea drumurilor, în accizul la benzină motorină. Eu nu cred că va fi o creștere excesivă. În primul rând, noi avem o reducere a prețurilor la combustibil în ultimul timp, ținând cont de situația pe piețele internaționale. Într-a doilea rând, pentru anumite categorii, pentru că deodată au început unii să străge. Ia că ne majorați, dar noi în agricultură și așa avem. Pentru anumite categorii, statul poate veni cu unele susțineri, subvenții pentru anumite categorii de utilizatori. Dar în rest, dacă circuli mai mult, atunci plătești mai mult. Dacă circuli mai puțin, consumi mai puțin benzină, înseamnă plătești mai puțin. Eu cred că este o inițiativă foarte bună, eu am văzut că ea este salutată de către toți automobiliști și va fi implementată în politica fiscală începând cu 1 ianuarie 2021. Sunt și alte idei interesante, ele sunt mai specifice în ceea ce ține de evitarea dublei impozitări a dividendilor și multe alte lucruri. Noi acum o să facem o analiză detaliată în tot ceea ce ține de impozitele din agricultură, impozitul funciar, de mult se vorbește despre impozitul la hectar, să fie impozitul unic. Noi să scoatem această ilegalitate sau diferențiere care duce la scăderea competitivității în agricultură când procesatorul procură materia primă cu 8% TVA și o vinde finală cu 20%, de exemplu, cei care produc ulei, făină, vinurile și așa mai departe, strugurii, floarea soarelui, grâul, îl procură cu 8% TVA și produsul final procesat îl vând cu 20% TVA. Poate ceva specific, dar iau minus 12% deodată competitivitate. Noi toate aceste lucruri o să le privedem și o să găsim o soluție în interesul și statului și agenților economice. Dar vor fi incluse aceste prevederi în strategia de susținere a agricultorilor? Va fi inclusă și în strategia de susținere a agricultorilor și în special în politica fiscală pentru anul viitor. Ce ne-a demonstrat acest an, și nu doar acest an, dar în special acest an cu secetă, ne-a demonstrat că fără reabilitare sistemelor de irigare, agricultura din Republica Moldova nu are viitor. Nu întâmplător, în timpul sovietic se investeau zeci de miliarde de ruble în sistemul de irigare din Republica Moldova. Mergeți la sud și vedeți, de exemplu, Ștefan Vodă, tot platoul Ștefan Vodă în timpul sovietic era irigat. Pe urmă au fost anii cei 90, care au distrus agricultura, am menționat deja, s-au tăiat toate trubele de pe câmpuri și acum, practic, irigare nu există. De aceea statul, în următoarea perioadă, va elabora o strategie națională, complexă, de reabilitare a sistemelor de irigare. Evident că tehnologiile deja sunt mai noi, nu putem să ne bazăm doar pe râurile Nistru și Prut, sunt tehnologii de acumulare, lacuri de acumulare a apelor, ele trebuie să fie în cascade, eu am studiat-o, am o strategie pregătită deja în acest sens și ea trebuie să fie implementată în anul viitor. În afară de aceasta, da, și eu consider că ar fi bine noi cu subvenționarea atunci când subvenționăm inclusiv plantațiile multianuale. Una din condiții să fie ca plantațiile multianuale să fie super intensive cu irigare. Pentru că, uitați-vă, în acest an, eu pot să vă dau un exemplu, în acest an, cei care au avut irigare cu picurare în levezi, au obținut 60-70 de tone de miere la hectar. Mierele acum, eu am fost în nord săptămâna trecută, mierele acum din
le vadă, sunt cumpărători în Federația Rusă, le iau cu 10-13 lei kilogram. A, 3 ani urmă era 2-3 lei și nimeni nu le procura. Adică dacă ai o agricultură, o livadă super intensivă, și aici statul trebuie să vină cu subvenții, atunci și beneficiile, profiturile pentru agricultori și pentru stat vor fi mai mari. A doilea lucru foarte important, trebuie respectate tot ce sunt de tehnologii și asolamente în agricultură. Eu pot spune niște lucruri mai specifice. Una din specialitățile mele este economist în agricultură, am absolvit și Universitatea Agrară, pe lângă alte două universități. Asolamentul e foarte important. Dacă 3-4 ani la rând semeni floarea soarelui, pământul acela e distrus. Dacă cineva a luat în arendă 100 de hectare și pentru a scoate bani pune seamănă floarea soarelui 2-3 ani și până îl întoarce înapoi, pământul acela câțiva ani deja n-a ce face cu el. Deci statul trebuie să vină cu politică de subvenționare care motivează, pe de o parte, utilizarea tehnologiilor avansate, asolamentelor, obținerea unei valori adăugate suplimentare. Eu cred că și în politica de subvenționare pentru anul viitor trebuie devenit cu o modificare esențială. Se va introduce acest lucru. Ați solicitat Rusiei suport umanitar sub formă de motorină pentru agricultori. Ce se întâmplă și ce răspuns ați primit de fapt și dacă agricultorii vor beneficia de acest ajutor? Eu sper foarte mult că în următoarele zile vom avea o discuție cu conducerea din vârf a Federației Ruse. La sfârșitul săptămânii viitoare se va avea loc ședința Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldorusie. Din partea Republicii Moldova este ministrul agriculturii domnul Perju. Copreședintele al acestei comisii este o agendă destul de consistentă, ce țin de relațiile bilaterale. Pe lângă mai multe subiecte care le avem în discuție cu partenerii ruși, eu specific 4, care în opinia mea sunt acum cele mai urgente, cele mai importante. Primul ține de acordul privind creditul rusesc. Astăzi sau mâine dimineață, mi se pare că astăzi urma să aibă loc runda de negocieri între Ministerul Finanțelor în Republica Moldova și Federația Rusă. Astăzi trebuie să aibă loc și cred că și a avut loc cu succes. Și eu cred că noi următoarele săptămâni trebuie să semnăm acest acord. Țin cont de argumentele Curții Constituționale când a fost blocat de către opoziție și trebuie să-l transmitem Parlamentul pentru a fi ratificat. Deci va fi un acord constituțional de această dată? Eu cred că și acel acord a fost constituțional. Și doar a fost un moft al opoziției să blocheze un credit foarte important pentru economia Republicii Moldova. Acum recunosc toți că avem nevoie de acești bani. Dar noi ne conformăm decizii Curții Constituționale și guvernul a introdus modificările care au fost invocate de către curte și l-a transmis partenerilor ruși pentru a fi semnat. Al doilea lucru foarte important ține de acest suport pentru agricultori, de câteva zeci de mii de tone de motorină. Noi discutăm în ce formă să obținem acest suport, în formă de motorină sau în formă de mijloace financiare, de bani pe cont. Vreau să vă informez că guvernul a deschis un cont special pentru suport agricultorilor în condiții de secetă, așa cum a fost un cont special pe COVID, unde mai multe țări au venit cu donații. Avem un cont separat pentru agricultură. Pentru noi ar fi mai bine să fie în formă bănească acest suport din partea Rusiei, pentru că el mai ușor îl transmiți la agricultori. Motorina, până când o aduci, o stochezi, o transmiți, va dura. Dar asta contul este... acesta a fost suplinit până în acest moment? Sau este? Eu gestionez Ministerul Finanțelor, dar un astfel de cont, eu în luna august încă am anunțat că noi deschidem astfel de cont. Al treilea subiect important ține de mai multe acorduri care sunt pregătite pentru a fi semnate, însă unul dintre cele mai importante, care deja a trecut toate procedurile interne a Republica Moldova, ține de acordul privind asistența socială. Aici mă refer la toți moldovenii care lucrează în Rusia și care când vin acasă să poată obține pensia, sunt cont de activitatea sa legală în Federația Rusă. Adică să se ia în calcul. Și al patrulea lucru de asemenea important ține de COVID, ține de vaccinul rusesc, care în Rusia deja a trecut etapele, urmează a fi acceptat de Organizația Mondială a Sănătății. Noi știm că în Federația Rusă el deja se utilizează, se administrează masiv la populație.
în diferite regiuni a Federației Rusie. Noi ne-am dorit ca un vaccin, fie rusesc, chinezesc sau american, să vină în Republica Moldova cât se poate de repede. Pentru că am menționat în prima parte a emisiunii, noi avem nevoie de acest vaccin, avem nevoie pentru a stopa această pandemie, pentru că fără vaccin nu o să trecem de ea. Deci în următoarele zile dumneavoastră veți merge la Moscova? Eu nu cred că voi merge la Moscova în această perioadă, pentru că avem foarte multe activități, dar eu cred că vom avea... Deci cum va avea loc această discuție? Asta... Următoarele zile vă arată. Online? Prin telefon? O să vedem următoarele zile. Evident că o să fie publică. Noi încă nu a fost luată o decizie. O decizie a fost luată, nu vă pot spune acum detalii. Bine, vreau să vorbim și despre acel proiect grandios, Arena Chișinău, care, uite, urma să fie dat în exploatare în mai curent, dar așa și nu s-a mai întâmplat acest lucru. Când va avea loc? Acolo sunt necesare încă câteva zeci de milioane de lei investiții în această Arena Chișinău. Bani pe care statul acum nu îi are. În bugetul de stat, mijloace bănești pentru Arena Chișinău nu sunt. Noi avem alte priorități acum. Și le cunoașteți care sunt. Deci soluția ar fi ca să introducem unele modificări în acordul cu investitorul care a construit această arenă, ca investitorul să-și asume aceste cheltuieli la această etapă pentru a fi rambursate anterior, în rate, pe parcursul următorilor ani. Eu știu că astfel de discuții se duc la guvern. Probabil va fi implicat și Parlamentul în aceste discuții. Dar, în opinia mea, Arena Chișinău trebuie finalizată și trebuie dată în exploatare în următoarele luni, până la sfârșitul anului. Dacă noi nu vom face acest lucru, atunci riscăm în luna martie-aprilie să investim mai mult, deoarece atunci când un obiect, fiecare gospodar din sat știe, dacă e casa închisă și nu intră în ea, apar probleme. Deci, arena e finalizată în proporție de 90%. Au rămas doar căile de acces. Ele trebuie finalizate și arena trebuie dată în exploatare. Din ce resurse atunci? Din resursele investitorului care a construit această arenă, cu introducerea modificărilor respective în contract. Eu am opinia mea referitor la tot ce se întâmplă această arenă. Eu consider că Republica Moldova avea nevoie de o astfel de arenă. Eu am foarte mari dubii referitor la legalitatea procesului inițial, cum a fost lansată licitația și cum a fost petrecut tot. De acolo se ocupă procuratura. Dar avem și avem. Este acest obiectiv major strategic la marginea Chișinăului spre Stăuceni. Și noi, dacă suntem gospodari adevărați, noi trebuie să-l finalizăm, să-l dăm mai repede în exploatare, ca el să funcționeze. Că altfel o să dărâm. Și în primăvară ar trebui să investim nu 20 de milioane de lei sau 30, dar 100 de milioane de lei. De ce noi trebuie să-l finalizăm în acest an? Bani nu avem, discutăm cu investitorul, lasă ei să investească acești bani, pe urmă o să vedem în rate cum o să le întoarcem. Bine, am ți-atins un pic legătura cu Procuratura Generală, deci că se va ocupa de legalitatea realizării. Este o anchetă, este o anchetă, da. Și vreau să ne referim un pic și despre alte procese de care se ocupă Procuratura Generală și mai ales despre furtul miliardului. Vinovați, avem trași la răspundere? Bani avem restituiți? După cum știți, Procurorul General a venit cu unele detalii în acest sens și eu am venit cu unele detalii după ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Din circa 13 miliarde de lei care au fost furați în anii 2014-2015, eu spun 2 ani, sustrași din sectorul bancar, total 13,5-13,6 miliarde de lei, ce avem la situația de astăzi. 2,5 miliarde de lei bani cash au fost restituiți, 3,7 miliarde de lei active, inclusiv active foarte lichide, mijloace financiare, inclusiv hârtii de valoare de stat, sunt acum sub sechestru și aceste active pot fi, eu cred că real, în timp apropiat, întoarse statului, adică e vorba de o sumă de circa 6,2-6,3 miliarde de lei real, care noi vedem bani care pot fi ectăis. Că 2,5 sunt, restul sunt hârtii de valoare de stat și alte active care o să fie întoarse stat. Asta sunt doar sursele interne. Asta sunt toți banii care s-au pus sechestre și au fost întorși în interiorul țării. Până la începutul acestui an, când a apărut nou procuror, nu a fost nicio încercare, practic, de a urmări
banii în afara țării. Dar noi știm că marea majoritate a banilor au plecat în afara țării. Acum sunt 10 de comisii rogatorie, sunt între state, și se merge pe blocarea conturilor și activilor în afara țării. Asta în ceea ce țin de întoarcerea banilor. Eu cred, părerea mea, că aceste 13,1 miliarde de lei la cursul de astăzi este real ca marea majoritate să fie întoarse. Avem o problemă că aceste 13,5 miliarde de lei au fost convertite în hârtii de luare de stat cu o dobândă destul de înaltă în anul 2015 de guvernul care a fost atunci și a fost aprobat prin lege. Eu atunci am votat împotriva fiind în Parlament și s-au transformat în 20 ceva de miliarde de lei, cu tot cu procent, pe perioadă destul de lungă de timp. Dacă noi acum întoarcem acești bani și restituim băncii naționale, atunci, evident, acestea va scădea esențial și datoria statului. În ceea ce ține de persoanele care au fost implicate, Procurorul General a declarat foarte clar care sunt beneficiarii finali, cei care au fugit din țară. Știți că se duc discuții și procese, inclusiv cu partenerii noștri externi, cu Statele Unite Americii, unde se află unul dintre aceștia sau câțiva dintre aceștia. Se face o muncă enormă pe intern cu conducerea, fostă conducerea Băncii Naționale. Deci în acest an s-a avansat foarte mult, real, pe investigarea furtului miliardului. Și la capitolul restituirea banilor, și la capitolul anunțarea beneficiarilor finali și punerea sub învinuire. Dar dumneavoastră aproape săptămânal vă întâlniți cu ambasadorul SUA la Chișinău, Derek Hogan. Ce discutați cu el și dacă în discuțiile pe care le aveți atingeți și acest subiect legat de posibilitatea de a se oferi un răspuns Republicii Moldova referitor la persoanele implicate în furtul miliardului, care trebuie să răspundă și trebuie să fie aici, să se facă dreptate în Republica Moldova? În calitate de președinte am o comunicare foarte bună cu toți ambasadorii acreditați la Chișinău, inclusiv cu ambasadorul Statelor Unite. Statele Unite este un partener important pentru Republica Moldova, un partener strategic, care, apropo, ne-a ajutat foarte mult la diferite etape. Adică eu am fost sâmbătă la Soroca. Să reteni Soroca, un drum care a fost construit cu suportul poporului american. Pentru ce îi mulțumim? Dar evident că apar întrebări de ce persoane care aici sunt puse sub învinuire se află, nu vreau să spun sub protecție, dar se află în Statele Unite ale Americii. Noi discutăm acest subiect. Se află la libertate. În Statele Unite ale Americii. Noi discutăm acest subiect. Acest subiect nu ține de competența președintelui, dar de competența organelor de anchete, procurorul general de la noi, organele respective din Statele Unite. Eu știu că ei au o colaborare în această direcție și se mișcă lucrurile. Rămânem la o justiție corectă pe care ne dorim cu toții atât de mult și la dosarele de rezonanță, iar unul dintre acestea a fost adus în atenția publicului chiar de procurorul general Alexandru Stoianoglu în cadrul unei emisiuni. Deci funcționarul a anunțat că fostul șef al SIS, Vasile Botnar, care a luat decizia de expulzare a profesorilor turci, a achitat o amendă de 88.000 de lei pentru fapta sa. Din câte cunosc eu, este vorba de o amendă de 125.000 de euro, adică de 2 milioane jumate, aproape 3 milioane de lei. Aceasta a fost informația care a fost spusă și anunțată de Procurorul General. Deci, dumneavoastră, cum vedeți această decizie? Da. Eu nu sunt judecător și procuror. Spun cine are dreptate și cine nu are dreptate. Eu constat că în premieră, în Republica Moldova, un conducător a unei instituții de stat a achitat statul prejudiciu. Informația mea de circa 2-3 milioane de lei. Nu au mai fost astfel de... Eu nu mi-amintesc. Și-au puțin ultimii 10 ani. Când un funcționar a recunoscut și a achitat prejudiciu statului. Pentru că a achitat tot ceea ce Republica Moldova trebuie să achite la CEDO și trebuie ce a achitat pentru avion și pentru lucrul ăsta. Aici haideți să constatăm că lucrul ăsta este în premier. În ceea ce ține de faptul că corect sau necorect, este procuror general, este judecat care trebuie să se expună. Eu la acea etapă, în 2018, am menționat și mă bucur că anterior a fost confirmat și de Comisia Parlamentară de Anchetă că președintele țării nu a fost implicat, instituția prezidențială nu a fost implicată în tot ceea ce ține de deportul acestor persoane din Republica Moldova. Aici am încheiat cu acest subiect.
și ne-ați oferit un răspuns. Deja, așa cum ați menționat, așteptăm ca justiția să se expună, pentru că, din câte am înțeles, Procuratura Generală va încerca să mai dezgroape încă un pic acest subiect și să mai vadă lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Nu știm, urmează să vedem decizia. Deci, în această toamnă, să vorbim, sunt și alegerile prezidențiale. Cetățenii sunt invitați la urnele de vot. Ați luat decizia ca să fiți candidat independent și totuși sunteți susținut de, sau grupul de inițiativă, iată, din grupul de inițiativă fac parte reprezentanții din Partidul Socialiștilor și vreau să ne ziceți dacă această decizie a fost luată pentru că așa își doresc cetățenii. Așa cum ați menționat de foarte multe ori, că dacă își vor dori cetățenii, eu voi merge și la cel de-al doilea mandat. Sau pentru că trebuie să continuați proiectele pe care vi le-ați pus în plan? Și una și alta. În primul rând, evident că cetățenii, la toate întrevederile care au fost, marea majoritate cetățenilor s-au expus opinia că ar fi bine să continuă cu al doilea mandat din diferite considerente. Chiar și din considerentele că, la moment, în toate topurile de încredere a cetățenilor Republicii Moldova, noi suntem în aceste topuri. Dar, doilea rând, evident, sunt foarte multe lucruri care au fost lansate și care trebuie prelungite. Aceste legi sunt foarte importante și sunt importante de mai multe considerente. Ele vor avea loc în condiții de pandemie. Și aici este și o responsabilitate suplimentară, dublă, față de autorități, față de guvern, dar și față de candidați. De aceea, eu chiar am vrut să vorbesc cu guvernul și probabil o să vin cu această inițiativă. Ar fi bine să întreprindem măsuri suplimentare de protecție sănătății cetățenilor. Poate ar fi, poate ar fi cazul ca guvernul să găsească soluții, să asigure cu măști din contul statului pe toți cei care vin la secțiile de votare. Doar nu vin mulți. 1.200.000, 1.500.000 de... La ultimele alegeri a fost 1.400.000 și ceva de mii. Eu cred că în condiții de pandemie ieșirea la vot va fi mai mică, 1.2, 1.3 milioane. Eu cred că noi putem să găsim 1.500.000 de măști care să fie pentru toți cei care vin la secția de votare să iau mască acolo. Pentru că eu nu cred că pentru pensionari sau pentru cineva atât de simplu să nu să-și cumpere mască suplimentar să vină la alegeri. Deci, condiții suplimentare de protecție și de asigurare a sănătății cetățenilor. Probabil și mănuși și stilouri deja. Eu cred că trebuie să fie o abordare mai complexă în sensul ăsta. Nu știu, colegii de la guvern, de la CEC, deja se examineze, ține de atribuțiile lor. Unul la mână. Doi. Eu deja am anunțat că voi fi candidat independent. Legislația nu-mi permite ca președinte în funcție să fiu candidat unui partid. Dar, evident, vor fi mai multe partide care mă vor susține. Evident, vor fi la ce partide vă referiți sau eu cred că trebuie intuiți să... că eu... veți avea susținerea din partea lor? Eu cred că trebuie să așteptăm întâi să fim înregistrat, pentru că doar alaltă ieri, luni, am depus actele pentru a fi înregistrat în cursa electorală cu cele 25.000 de semnători. Termenul limită pentru a fi înregistrat este ziua de luni, data de 28 septembrie, după care ne vom lansa în campanie pe 2 octombrie și vom începe această campanie. Un lucru important care noi am decis pentru această campanie electorală și îi îndemn și pe alți concurenți, viitori concurenți electorali, pentru că încă nu suntem înregistrați, să ia în calcul. Noi vom face o campanie foarte modestă, fără billboard-uri, fără multe spoturi TV la televiziuni, fără multe alte elemente costisitoare, pentru că în condiții de pandemie, în condiții de criză, în condiții de secetă, să cheltui sute sau de mii sau zeci de milioane de lei pe panouri și pe nu știu ce, eu cred că lucrul ăsta nu este corect. Ați cheltuit și în 2016, deci... Eu cunosc foarte bine. Eu nu doar în 2016, eu am vreo 17 campanii electorale în ultimii 10 ani. Locale, diferite. Am o experiență foarte mare. Dar încă o dată, eu consider că în condiții de actuale, noi trebuie să fim mai modești. Dar se va deschide un fond electoral, deci fiecare concurent electoral trebuie să-l deschide și... Este legislația.
Credeți că veți avea susținerea din partea cetățenilor, a persoanelor juridice? Noi nu o să avem așa de multe cheltuieli. O să vedem. Eu cred că o să avem susținere. Evident că o să avem susținere. O persoană publică, un lider care este în topul preferințelor cetățenilor, evident că o să aibă susținere și din partea potențialilor donatori care ar vrea să ne susțină această campanie electorală. Dar concurenții dumneavoastră electorali deja vă acuză că folosiți resursele administrative pentru a vă promova și a vă face drum spre campania electorală. Și arată mai bine și deja ați început la modul practic acest lucru. Ce răspuns aveți? Să utilizați resursul administrativ? Să faceți campania electorală atunci când mergeți fie în vizite în localitățile din țară sau lansați diferite proiecte. Campania electorală începe pe data de 2 octombrie. Din data de 2 octombrie este important să fim toți în condiții egale. Deci o să vedem ce s-a întâmplat după data de 2 octombrie. Cei ce sunt de critici, nu s-ați văzut că foarte mulți din oponenții sau toți oponenții sau toți concurenții electorali se axează pe critica președintelui actual. Nu ne-am obișnuit cu acest lucru. Ei să ne critici pe noi, dar noi o să le spunem oamenilor ce am făcut și ce vrem să facem pentru a schimba lucrurile spre bine în Republica Moldova. Dar nu este exclus ca după alegerile prezidențiale să avem un nou scrutin de alegeri anticipate parlamentare, în condițiile în care suntem cu un pas în criza economică și deci într-o pandemie ne confruntăm deja de jumătate de an, suportăm să fim fără guvern, fără parlament? Mi-ați întrebat ce spun cetățenii la întrevederi. O bună parte din cetățeni spun că ei au obosit și sunt dezamăgiți de actualul parlament. Că mulți deputați și-au părăsit fracțiunile și că ar fi bine acest parlament să fie dizolvat. Vă amintiți, la începutul anului, eu spuneam că ideal ar fi fost ca împreună cu alegeri prezidențiale să fie și alegeri parlamentare anticipate. Bine, Curtea Constituțională nu ne-a permis acest lucru. De ce trecem cu bine scrutinul prezidențial? 1 noiembrie este primul tur, poate finalizează tot în primul tur, dacă nu, 15 noiembrie. Și pe data de 16 noiembrie luăm decizia ce facem. O concluzie finală. Vă rog foarte mult, pentru că deja epuizăm timpul, dar vreau o concluzie finală. Deci până la alegeri, și dacă facem abstracție de alegeri și concurența electorală și toate aceste dezbateri politice, aveți un mesaj pentru cetățeni? Deci cum trebuie să trecem peste această perioadă extrem de complicată? Ați enumerat de mai multe ori deja secetă, pandemie și așa mai departe. Și sărăcie până la urmă. Eu vreau ca cetățenii să creadă în viitorul Republicii Moldova. Eu vreau să înțeleagă că... Unde? Aici e camera sau aici? Aici, se pare. Eu... O secundă. Stimați concetățeni, anul 2020, în orice caz, în câteva luni, va trece în istorie. Așa cum e el dificil. Cu pandemie, cu criză, cu secetă, cu tot absolut. Dar va trece în istorie. Eu sunt fier convins că noi vom ieși mai puternici din această situație. Noi suntem obligați și eu, în calitate de președinte al țării, sunt obligați să fac tot posibil ca oamenii să trăiască mai bine. Noi am făcut tot posibil în acest an. Noi știm ce trebuie să facem în anul următor. Noi vom face tot posibil ca copiii noștri, a dumneavoastră, ai mei, să dorească să rămână în această țară. Și eu cred că noi vom reuși. Vă mulțumesc și succes. Iar noi, ca un răspuns, sperăm că totul va fi bine. Vă mulțumim foarte mult că ați participat în această seară. Doamnelor și domnilor, noi ne revedem mâine la Moldova în direct, tot aici, la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. O seară minunată să aveți. Numai bine!